găsit, urmăriți Scena Deschisă. Invitatul ediției de astăzi este domnul Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române. Bine ați venit și vă mulțumesc din suflet că ați acceptat invitația mea. Bine v-am găsit, așa cum știți, mă bucur foarte mult și mă simt onorat de invitație. Vă mulțumesc pentru ea. Sunteți de 7 ani interfața Bisericii Creștini Ortodoxe Române, de mai bine de 7 ani, și totodată primul laic în această funcție. De aici mi-aș și dori să începem această discuție de astăzi, din acest punct, de fapt, dacă stau bine să mă gândesc, spre acest punct să privim din două unghiuri de abordare diferite. Din punctul dumneavoastră de vedere, știu că momentul acum 7 ani a fost inițial unul pe care nu l-ați acceptat. De ce, aș vrea să știu? Care au fost motivele pentru care ați refuzat inițial această funcție? Care au fost temerile dumneavoastră în acel moment? Aș interveni inițial cu o precizare. Eu sunt purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, firește că asta coincide în mentalul colectiv cu purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, dat fiind faptul că eu sunt cel care apar frecvent, inclusiv când e vorba de explicarea unor situații, cazuri care se consumă în provincie. E bine de știut însă că Patriarhia e o instituție în sine, cu purtătorul ei de cuvânt, eu în momentul acesta, dar celelalte eparhii din care e compusă Biserica Ortodoxă Română au și ele câte un purtător de cuvânt, însă aceste persoane, sigur, apar foarte rar și doar local, așa că introducerea noastră e una potrivită, dat fiindcă sunt într-adevăr interfața cea mai vizibilă a instituției bisericii. Acum 7 ani, știm, s-a consumat o tragedie care a zguduit cumva societatea românească, a tulburat-o foarte mult, vorbeam și înainte de emisiune despre asta, și în acel moment, dat fiindcă prin ricoșeu a fost afectată inclusiv Biserica Ortodoxă Română, afectată pe nedrept, adaug, întrucât erorile de comunicare ale unei persoane nu ar trebui să provoace o generalizare legată de instituție. Păcatul generalizării îl comitem toți frecvent, generalizarea sfidând practic logica, nu e nevoie să generalizăm niciodată. Cert este că, într-adevăr, după acel moment tragic de la colectiv, îi pomenim pe acei sărmani tineri în fiecare an acolo, s-a hotărât schimbarea persoanei care să asigure comunicarea instituției bisericii cu presa, sigur, și cu societatea în general. Inițial, eu am fost, după deliberările care au avut loc, mi s-a transmis că voi fi desemnat și, bineînțeles, că prima mea reacție involuntară a fost cea de reținere. De ce? Întrucât mă consider un om lucid și mi-am dat seama ce presupune o astfel de funcție. Presupune lucruri foarte complicate, așa cum dumneavoastră, ca om de presă, știți. Se întâmplă total imprevizibil foarte multe lucruri, de multe ori neplăcute. Presa și nu numai la noi, peste tot, are cumva această tendință de a reliefa, de a scoate în evidență lucruri care atrag atenția, și negativul, răul, atrage mult mai mult atenția. Cineva observa că binele nu e mai puțin consistent și spectaculos decât răul, dar răul se povestește mai ușor, spre deosebire de bine. Și atunci, firește, personal, mi-am dat seama că voi intra, dacă voi fi nominalizat și numit, voi intra într-o sferă care mă va solicita enorm și voi prelua o responsabilitate uriașă, dat fiindcă instituția despre care vorbim e o instituție uriașă la nivel național. Reacția mea nu a avut, ca să spun așa, finalitate, întrucât nu am putut, firește, refuza solicitarea Părintelui Patriarh, așa că am acceptat-o, e foarte onorantă, desigur. Mi-a fost foarte greu și mie la început, dată fiind această responsabilitate pe care o resimțeam, dar, cum știți, ne acomodăm cu orice și, după atâția ani, pot să spun că și relația cu presa și relația cu societatea civilă este una absolut firească și m-am străduit în acest sens. Mi s-a părut necesar să demontez imaginea de cetate asediată. Biserica permanent a fost percepută ca o instituție defensivă, ca o instituție tip cetate asediată, ea însă și avea complexul acesta, că toată lumea o critică, că presa o critică. Da, presa are, printre alte funcții publice, inclusiv aceea de a folosi spiritul critic și de a depista nereguli sau de a sesiza ca
cazuri care pot antrena degradarea instituției respective și e firesc să o facă. De aceea, eu fiind și laic, m-am pus foarte ușor în locul unui jurnalist, în locul unui om de pe stradă. Eu însumi sunt un om de pe stradă, eu însumi am legătură cu jurnalismul cultural mai degrabă și de aceea mi-a fost mai ușor ca unui cleric. Asta este limpede. Pentru mine e un avantaj, întrucât cunosc perfect relieful mentalității omului obișnuit și știu cum privește omul obișnuit spre biserică. Este un avantaj și pentru biserică. Din punct de vedere al bisericii, numirea dumneavoastră a însemnat practic o apropiere față de laici, care trebuie să recunoaștem că sunt majoritatea acestui sistem, practic majoritatea din instituția. Sunteți probabil bisericii. Primul jurnalist care sesizează acest lucru important pe care și eu îl repet, biserica în spațiul public este un iceberg. De obicei se vede doar vârful clerical, registrul ei clerical, reprezentanții oficialei bisericii, dar biserica este o comunitate amplă de credință, speranță, dragoste, compusă în majoritatea registrelor ei din laici. Noi suntem cei care compunem biserica. Clericii sunt în minoritate, doar că, firește, ei se văd mai ușor. Ceilalți sunt în mod subînțeles incluși în biserică. La întrebarea noastră, răspunsul este afirmativ. Cred că și pentru biserică comunicarea asigurată de un laic a constituit și constituie un avantaj, în sensul că exprimarea unor puncte de vedere pe care eu trebuie să o fac este una care mi se potrivește mai bine ca unui cleric. Așa cred, cel puțin. A fost favorizat oarecum și aspectul științei odată cu prezența dumneavoastră? Vă referiți la dialogul? S-a apropiat puțin credința, a încercat să găsească un punct de tangență credința cu știința prin faptul că dumneavoastră erați interfața. Dumneavoastră fiind un om simplu, având o comunicare simplă, având un mesaj pe care ați încercat să-l traduceți, mesajul credicilor a fost tradus de dumneavoastră. S-a încercat și o apropiere de știință? Da, iar perioada exemplară în acest sens, așa cum vă amintiți, a fost perioada pandemiei, când au apărut conflicte nebănuite, nici măcar de mine, care cunosc bine biserica, conflicte nebănuite între facțiuni, să le numesc așa, mai ample decât mă așteptam. O mâcnire uriașă am resimțit când am văzut că foarte mulți oameni confundă grav planurile, raportându-se evident în mod greșit față de mesajul oamenilor îndrituiți și îndreptățiți să vorbească într-o criză medicală. Mă refer la oameni din biserică, clerici sau nu, care foarte ușor s-au lăsat influențați de teorii conspiraționiste, s-au lăsat influențați de lideri zgomotoși și de opinie care, iată, și astăzi sunt poziționați în răspăr cu realitatea și știți la ce mă refer. Acest conflict a existat, suntem o societate polarizată, din păcate, nu suntem o societate solidară la nivel de viziune, există registre sociale românești foarte diferite unul de altul, din păcate, deci suntem o societate suferindă din acest punct de vedere, iar în perioadele de criză asta este la suprafață. În perioada pandemiei s-a consumat o neagră revelație, ca să spun așa, văzând câți oameni nu înțeleg o realitate. Sigur, cei mai mulți probabil au înțeles-o, s-au supus unor reguli, au făcut ce li s-a cerut. Acum ni se reproșează post factum că am făcut prea mult din ce ni s-a cerut, dar să nu uităm că toți eram la început într-un tunel absolut negru, nu trecusem prin această experiență și biserica, firește, și celelalte culte religioase care sunt conduse de niște oameni totuși cumpătați, luminați, cei mai mulți, au înțeles că adecvarea la realitate este soluția. E o idee la care țin foarte mult. Un creștin nu trăiește sau nu trebuie să trăiască cu capul în nori, el trebuie să fie un om realist și creștinismul te invită la realism. Creștinismul și fundamentul lui scripturar, adică Sfânta Scriptură, nu îndeamnă nicăieri nici la ignoranță, nici la prostie, cum spunea Steinhardt, îndeamnă la realism, la cunoaștere, pentru că cunoașterea are în spate rațiunea, iar rațiunea este o dimensiune a chipului lui Dumnezeu în noi. De aceea conflictul rațiune-credință sau știință-religie este
în mod natural unul fals, întrucât conflictele apar între două credințe încrâncenate, nu între rațiunea firească, relaxată, căutătoare în mod normal și credința care, paradoxal să știți, te face rațional. Un om credincios nu e un bigot. Bigotismul e o patologie a credinței. Fanatismul e o patologie a credinței. Un om credincios e un om echilibrat care acceptă că realitatea în care trăiește poate fi cunoscută, trebuie cunoscută și acest lucru ține de firesc. Ați menționat creștinismul. Am învățat cu toții în școală și nu numai că suntem un popor creștin, dar nu ni s-a spus ce înseamnă să fii creștin. Da, cum observa cineva, a putea vorbi convingător despre credință, despre creștinism în cazul nostru, e posibil doar dacă ești instalat în el, nu în afara lui. Ce vreau să spun prin asta? Sunt foarte mulți oameni care comentează pozitiv, negativ, apologetic, adversativ despre lucrurile legate de biserică și creștinism, ei nefiind instalați existențial în creștinism. Mi-amintesc de celebrele conflicte din pandemie, problema împărtășaniei, problema linguriței, marea problema linguriței, hilară de altfel, pentru că lingurița nu este esențială, ca să spun așa, ea apare în secolul XIII, dar mi-aduc aminte cum acești oameni care, în mod clar, mulți dintre ei nu se împărtășesc niciodată, vorbeau despre lucrurile acestea, așa cum oamenii credincioși idolatrizau lingurița la vremea respectivă și așa mai departe. Când ești instalat, cum spune un mare gânditor creștin de secolul XX, părintele Andrei Scrima, care a trăit mai mult în Occident, dar a revenit în România după 90, când ești instalat în mod firesc în tradiția ta, când îți cunoști bine tradiția religioasă în care ai descins, ca și istoria națională, ești un om relaxat care privește și comunică cu tot ce e în afara sferei credinței lui, fără crispare. Când îți cunoști bine tradiția, cei care comentau problema linguriței, dacă cunoșteau istoria apariției linguriței la împărtășanie, și-ar fi dat seama că e hilară discuția. În cazuri de criză, poți să te împărtășești în așa fel încât să te adecvezi la realitate. Dar iată ce înseamnă. La întrebarea dumneavoastră foarte inspirată, pot să spun că nu poți fi convingător în nimic decât dacă trăiești tu personal lucrul acesta. De aici apare marea problemă a unor clerici care perorează duminical despre lucruri foarte frumoase, dar care, terminând predica, din păcate nu trăiesc adecvat spiritului și literei în care vorbesc. E o mare responsabilitate aceea de cleric și de aceea căderile lor sunt mai zgomotoase decât ale altora. Dar ce se mai păstrează astăzi din lumea omului tradițional? Pentru că ați menționat tradiția și de asemenea putem pune la oaltă cei doi termeni creștin și modern? Există noțiunea Absolut. De creștin modern? Există această noțiune întrupată, ca să zic așa, în dumneavoastră, care știu sunteți un om firesc, credincios, în mine, care am iPhone, ascult muzica care îmi place, mă simt relaxat în spațiul bisericesc, așa cum mă simt relaxat în spațiul cultural, laic. Creștinismul nu este și nu poate fi niciodată ceva vetust. Tradiția despre care vorbiți cu majusculă și care i-a preocupat pe mari gânditori, inclusiv literați, gândiți-vă la T.S. Eliot, care are o carte splendidă despre tradiție. E vorba de o tradiție, cum o numește Miguel de Unamuno, este acel curent profund, cum sunt curenții marini de adâncime, care se mișcă, care transmit lucruri fără să provoace valuri isterice, fără să aducă la lumină lucruri contradictorii. Adevărata tradiție este ceea ce ne precede, ceea ce, asta și înseamnă cuvântul tradiție, de la tradere, a transmite. Biserica are o memorie, aceasta este tradiția ei, e o tradiție care include acele lucruri permanente, lucruri validate de experiența umanității, de experiența bisericii, a creștinismului și care nu se pot învechi. Cuvintele lui Hristos sună perfect actual și astăzi și pledez mereu pentru citirea lor ca și cum ai mânca ceva foarte bun. Doar așa te poți apropia de tradiție. Tradiția este actuală permanent, ea este dinamică dacă este autentică, dar dacă se transformă în tradiționalism și
tot ce înseamnă exponate la muzeul satului, atunci bineînțeles că nu mai vorbim de o tradiție vie. Deci tradiția nu contrazice actualitatea, nu poți nici în literatură, nici în filozofie să spui că tu vii cu noutatea absolută, de vreme ce ea își are seva în ceva ce te-a precedat. Țin foarte mult la ceea ce se numește conversația cu trecutul. E valabil în orice registru uman, nu putem să ignorăm un trecut, dar nu trecutul ca timp în sine, ci această tradiție care reprezintă acumularea cea mai valoroasă, sedimentată, a lucrurilor importante pentru umanitate. Ori, când e vorba de creștinism, avem lucruri formidabile. Vorbim de mireasma liturgică a Ortodoxiei, vorbim de frumusețea ei, filocalică, cum se numește. Este un parfum al Ortodoxiei, dacă nu este îndreptată spre chici, dacă nu este îndreptată spre ritualism, spre formalism sterp și spre lucruri care, din păcate, astăzi au efecte negative. Există un registru al credinței de tip magic, din păcate. Sunt foarte mulți creștini care merg la biserică, dar nu înțeleg ce se întâmplă acolo, pentru că nu citesc Scriptura, pentru că nu se informează, pentru că preotul nu explică suficient. De aceea avem o societate relativ pestriță și din acest punct de vedere. Este o discuție referitoare la tinerii care merg la biserică sau care nu merg la biserică și știu că sunteți des întrebat acest lucru, nu dumneavoastră neapărat, toți clericii sunt întrebați la fel, de ce nu merg tinerii la biserică, cum facem să-i aducem pe tineri în biserică. Tind să contrazic această idee pentru că eu în biserică sunt surprinsă de cât de mulți oameni tineri văd, de la liceeni la corporatiști, oameni din diverse pături sociale, oameni cu diferite profesii, oameni cu diferite hobby-uri. Îi vezi în funcție de cum sunt îmbrăcați, îi vezi din activitățile pe care urmează să le facă, au laptopul în brațe, au ghiozdanul în spate, așadar eu cred că tinerii merg la biserică, așa că aș vrea să vă întreb altceva. Credeți că există o spirală a tăcerii la acest nivel? Există o acea majoritate tăcută a celor care nu își recunosc apartenența la un cult religios? Și dacă da, de ce credeți că se întâmplă asta? În primul rând, mă bucur că în mod inspirat ați demontat o generalizare. Nu putem spune niciodată tinerii nu merg la biserică, de vreme ce vedem cu toții că în biserică sunt și tineri. Bineînțeles că în biserică nu va încăpea niciodată o majoritate. Bisericile din România, cu excepția catedralei care se construiește acum, sunt mici, încap câteva zeci de persoane, în general 20-30, cel mult, mai ales în provincie și la țară. Deci tinerii care au apucat fie să se împărtășească cumva din tradiția creștină în familie, fie au întâlnit un profesor care le-a deschis ochii spre cultura religioasă. Sunt oameni care caută la o anumită vârstă. Din păcate, nu știu dacă tânărul căutător la nivel cultural mai este astăzi majoritar. Ne plângem și deplângem o situație legată de asta în legătură cu învățământul. Cert este că tinerii simt nevoia să înțeleagă și alte lucruri, dacă provin dintr-un mediu care a favorizat această căutare, dar spirala tăcerii de care vorbiți, cred și eu că este reală. Apropo de ultimul recensământ, s-a scris în presă că Biserica Ortodoxă ar fi pierdut 2,3 milioane de credincioși. O enormitate, nu cifra în sine care e mare, ci informația. Spirala tăcerii de care vorbiți e reală, în sensul că ea este, cred, provocată de un dezinteres, de un reflux al atenției omului de astăzi, al tinerilor de astăzi, față de cele nevăzute. Imaginea este în inflație la noi, suntem preocupați de tot ce este în jurul nostru, tehnic mai ales, și atenția pentru cele nevăzute, pentru cele spirituale, este una în scădere. Dar această spirală a tăcerii, într-adevăr, cred că ține de o formă de discreție pe care unii și-o asumă, nu declară că merg la biserică, nu se laudă cu asta și e bine că nu se laudă, dar se vorbește puțin despre asta. Omul de astăzi, omul secularizat într-un fel, chiar dacă nu va deveni niciodată ateu pur, nu prea există așa ceva, știți că sunt câteva sute în România care se declară atei, pentru că așa cum observă Eliade,
tendința omului de a căuta, de a-și arunca o ancoră în zona metafizică e permanentă. Religiosul se camuflează astăzi, e mai discret, dar niciodată nu dispare, întrucât componenta sau dimensiunea personalității umane are și acest organ pentru metafizic. Nu putem să trăim decât rarisim și sunt cazuri hidoase când alegi să trăiești strict. Era să folosesc un cuvânt dur, dar hedonismul e numit de un filozof englez filozofia porcului, în sensul că dacă ești obsedat exclusiv de hedonism, de consumerism, de tot ce este material și niciodată nu ți îndrepți atenția spre ceva metafizic, deci dincolo de aceste lucruri, spre spiritual, atunci riști să te împuținezi foarte mult ca om. Dar indiferența este sau nu sinonimă cu ateismul? Indiferența? Da. Nu aș spune că e sinonimă. Un om indiferent e un om care cade într-o inerție. Ateismul pur presupune o luptă. Cum observă cineva, ateul nu iartă lui Dumnezeu niciodată existența. Se ascunde ceva în gândul acesta. Dumnezeu există, sau cum observa de asemenea un filozof, ideea că Dumnezeu a murit poate fi interesantă, dar nu-l afectează deloc pe Dumnezeu. Așadar, indiferentismul e o formă mai degrabă de lene spirituală, e o formă de placiditate, ca să spun așa, a omului de astăzi, care nu se mai implică, dar nici nu este ateu, pentru că își dă seama, chiar dacă nu își poate explica, că tot ce îl înconjoară, cosmosul, cuvânt grecesc care înseamnă ordine, universul, sunt străbătute de niște rațiuni care îl face descifrabil științei despre care vorbim. Ori această ordine, care poate fi descifrată, înțeleasă de oamenii de știință, ascunde în spate o sursă inteligentă. Și știm că adevărul nu ține de numărul celor care îl susțin. Nu, cred că deloc. Se leagă foarte bine de discuția Absolut. Pe care o purtăm acum. Așa este. Care sunt păcatele lumii moderne? Sunt ele altele față de cele ale omului tradițional? În general, nu. În general, nu. Cuvântul păcat e unul dintre cele prost înțelese astăzi. Peccatum în latină înseamnă defect, înseamnă eroare. Păcat în general este ceea ce ne face să ratăm sensul. În grecește, cuvântul, nu contează cum este el, amarteia, înseamnă a arunca cu o suliță la țintă și a nu nimeri ținta. Deci, a păcătui înseamnă a te rata tu însuți, însă sau însăți, înseamnă a-ți rata scopul vieții tale. E o deviere de la drum, e o alunecare, e un defect care apare pe parcursul tău existențial. De aici nu rezultă că păcatele sunt foarte numeroase. Există, și știm asta în morala religioasă a tuturor religiilor, păcate și păcate. Sunt unele păcate de moarte, păcate strigătoare la cer, cum este crima, cum este hulirea lui Dumnezeu. Sunt păcate într-adevăr grave, pe care mai puține ajung să le comită, și sunt alunecări, ca să spun așa, păcate veniale, adică ușoare, și pe care toți le comitem. Important e să nu ne familiarizăm atât de mult cu păcatul încât să devină un mod de viață. Și o diferență între păcat și viciu. Viciul deja este o dependență totală. Ca diferența între acut și cronic. Cam așa, exact, între acut și cronic, pentru că ceva acut poate trece, poate fi vindecat, însă cronicizarea stării de păcătoșenie e una gravă, din care cei mai mulți riscă să nu mai poată ieși. Îmi vine în minte personajul bătrânului Karamazov din romanul lui Dostoevski, care e un om profund vicios și Dostoevski dezvoltă foarte, foarte frumos, profund, această degradare a omului prin viciu. Cineva observă, e suficient să vedem figurile, fețele, chipurile oamenilor vicioși și ne dăm seama că viciul ne degradează. De aceea, omul modern, mă întrebați ce păcate are, cred că în primul rând acest indiferentism moral, relativismul, aș spune că relativismul a fost inițial filozofic, dar ulterior devine mod de viață. Relativismul moral este foarte periculos pentru că ne orbește și nu mai putem discerne
ce e bine de ce e rău, totul ne e indiferent, totul e relativ, relativismul exclude adevărul, îl fărâmițează. Trăim în epoca anumită societate a spectacolului sau civilizația spectacolului, cum o numește Mario Vargas Llosa, o civilizație care pune accentul pe divertisment, pe hedonism, pe consumerism, pe tot ce înseamnă bucuria clipei, dar nu acel carpe diem al înțelepților latini, care e valabil și astăzi. Trebuie să ne bucurăm de clipa cea repede, cum o numește Eminescu, să ne bucurăm de ea. Hristos însuși spune bucurați-vă, nu spune plângeți, fiți triști, nu, bucurați-vă. Un creștin trebuie să se bucure de realitatea în care trăiește, încercând să rămână ancorat într-un sens, într-un sens al vieții lui. Continuăm discuția aceasta pe care am început, o discuție foarte interesantă și pentru care vă mulțumesc chiar și acum. După o scurtă pauză, rămâneți cu noi, revenim imediat. Am revenit cu scena deschisă. Alături de mine se află în continuare domnul Vasile Bănescu. Vă mulțumesc mult. Și eu. Continuăm discuția, așa cum am spus, discuția pe care am început-o. Spuneați la un moment dat că este foarte importantă interacțiunea cu preoții. Și nu pot să nu vă întreb dacă afectează în vreun fel scandalurile în care au fost implicați unii clerici, dacă afectează cumva biserica sau dacă aceste scandaluri sunt doar justificări ale alegerilor celor care oricum nu credeau. Cred că ambele variante sunt valide. În primul rând, căderea unui preot, cum spuneam, e foarte zgomotoasă, mai ales când acel preot este o figură publică și știm că, eu cel puțin cred în asta, cine atinge hibrisul, cum spuneau grecii, adică culmea insolenței, culmea încrederii în sine, ridicarea pe ultima treaptă de vizibilitate, această vazi omniprezență în spațiul public, în spațiul virtual, e tentația noastră a tuturor. Se vorbește de pofta de vizibilitate. La unii este însă excesivă, la unii devine lăcomie de vizibilitate. Și când se întâmplă ca din acești oameni să cadă cineva, firește că reverberația respectivă în spațiul public este una care atinge malurile societății. Pentru din că se această un pilon. Absolut. Și din această cauză apare sminteala. Ea are grade diferite în rândul celor credincioși care oricum compun nucleul solid, masiv al bisericii, ea este ceva mai mică, pentru că lumea știe, și o repet și eu, biserica nu stă nici într-unul, nici în doi, nici în trei, n-am suficiente degete să spun în câți preoți nu stă biserica. Biserica e compusă, cum spuneați chiar dumneavoastră la început, din acest corpus nevăzut, masiv, al oamenilor cu minți, al oamenilor tăcuți, al oamenilor care înțeleg să-și manifeste credința într-un mod decent, discret și care se roagă inclusiv pentru noi, mă gândesc la părinții noștri, la bunicii noștri și așa mai departe. Dar căderile preoților sau ale unor ierarhi, a fost cazul acum câțiva ani, când un ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, cel de la Huș, a căzut cumplit și s-au aflat despre lucruri absolut oribile. Când se întâmplă o astfel de cădere, bineînțeles că apare o clătinare cumva, o accentuare a clătinării celor care nu sunt suficient de apropiați de biserică și care sunt tentați să generalizeze, spunând, iată ce e în biserică, iată cum sunt preoții. E o vorbă ușoară pe care o rostim uneori cu toții, dar sigur care păcătuiește prin generalizare. Așadar, sunt grade diferite de sminteală. Sminteala e mai mare la cei căldicei, pe care așa îi numește Sfântul Pavel. Există oameni reci, fierbinți, și căldicei. Cei mai mulți cred că suntem căldicei, ideal e să fim fierbinți ca să nu ne smintim prea ușor. Sunt grade de credință, sunt unii foarte puternici în credință și nu îi afectează nimic, pentru că știu ceea ce vă spuneam și eu. Biserica nu stă într-o persoană, oricine ar fi ea, absolut oricine ar fi ea, ci în Hristos, care nu cade niciodată. Așadar, firește că aceste căderi sunt foarte dureroase pentru familii, pentru cei care i-au cunoscut, pentru mine, care trebuie să dau explicații în contextul în care mă aflu, oameni pe care i-am cunoscut la rândul meu. Este, practic,
o consecință a degradării inclusiv corpului bisericesc, pentru că biserica trăiește într-o societate degradată. Vorbeam de această societate a spectacolului, afectată și obsedată de lucrurile care compun ușurătatea ființei, ca să ne gândim la un alt scriitor drag. Această ușurătate, această lipsă de vocație mai ales. Eu îmi explic aceste căderi, să știți, în primul rând prin lipsa de vocație. Și biserica ar trebui să se alerteze în legătură cu selectarea celor pe care îi trimite în lume. Nu poți trimite în spațiu public un preot, cum să spun, necultivat astăzi, în 2023, un preot care nu are vocație, care ca student a ieșit în evidență în mod dubios, nu trebuie lăsat să devină preot, pentru că criza de vocație conduce la astfel de lucruri. Nu poți să spui că ai vocație și faci lucruri total contrare misiunii tale de cleric. Așadar, nimeni nu te obligă să fii preot, nimeni nu te obligă să devii episcop, dacă te știi că ai niște minusuri profunde și incompatibile cu slujirea pe care urmează să ți-o asumi, e bine să stai pe loc sau să faci un pas înapoi când ți-ai dat seama că totuși porți cu tine lucruri pe care nu ți le poți stăpâni. E ceea ce pot să spun și eu un îndemn în același timp, întrucât aceste lucruri se întorc împotriva instituției pe care o reprezinți. Pentru dumneavoastră, ca purtător de cuvânt, ce este cel mai greu atunci când astfel de teme ajung pe agenda publică? Vă este teamă de ceva în acele momente? Nu, nu mi-este teamă, pentru că, așa cum vă explicam, știu bine că biserica pe care o reprezint nu stă în acești oameni. Aș spune că se întâmplă aceste lucruri într-un fel care îmi demonstrează că în tot răul e și un bine, pentru că cine atinge acel hibris, acea culme a insolenței, a îndrăzneilii, a tupeului, n-are cum să sfârșească bine niciodată și cade, și cine face asta, într-un fel e bine că iese din organismul bisericii, în care el a devenit o toxină, ca să spun așa, sau cel puțin temporar, este orientat contrar a ceea ce trebuia să facă. Deci nu am o dificultate în a-mi explica aceste căderi. E neplăcut că trebuie numai eu să vorbesc despre asta și sunt mulți oameni, vă mărturisesc în public, nu doar dumneavoastră firește, care mă judecă spunând că nu apăr suficient biserica, ei considerând că aceste lucruri ar trebui trecute sub tăcere. Celebrul gunoi băgat sub preș. Nu, nu fac asta și nu o să o fac niciodată și nimeni nu mi-a spus să o fac, vă asigur de lucrul acesta și îi mulțumesc pe această cale celui care niciodată nu mi-a spus să fac decât lucrurile conforme cu conștiința mea și cu litera și spiritul Evangheliei. În privința aceasta, dacă am aliat adevărul și adevărul este de partea mea, nu am nicio problemă în a explica ceea ce se întâmplă. Sunteți un om care comunică și care puneți comunicarea pe prim plan și văd asta din toate răspunsurile pe care mi le-ați dat dumneavoastră și nu pot să nu mă gândesc la cărțile pe care dumneavoastră le-ați scris, care am observat că multe dintre ele sunt cărți de dialog. Atât de important este dialogul? Ne lipsește în societate, în societatea românească, mă refer la ea în primul rând, ca și dumneavoastră am cunoscut și alte tipuri de societate, ne lipsește în mod radical cultura dialogului. O societate în care, inclusiv la televiziuni, asistăm la monologuri paralele, de multe ori isterice, e o societate care are o problemă. Lipsa de dialog, inclusiv interinstituțional, care s-a consumat în pandemie și știți la ce mă refer, a condus la blocaje, a condus la revolte, a condus la leziuni incompatibile cu dialogul, ca să spun așa, în corpul bisericesc și în corpul societății în general. Deci absența culturii dialogului este foarte nocivă pentru societate. Unde se poate clădi asta? Se poate clădi într-un dialog ca cel în care sunt onorat să particip acum și se clădește în școală. În școală copiii trebuie învățați să dialogueze, să-și afirme cumva personalitatea în formare chiar. Și în general cine ajunge într-o anumită funcție
care e pasageră, faima e foarte găunoasă, dar asta nu înțeleg foarte mulți, atunci când e în această funcție să dialogueze cu cei de lângă el. E foarte important. E cam tot ce pot să spun. În orice caz, absența dialogului a făcut ravagii și în pandemie, așa cum bine știți. Dar discuția cu noi înșine sau dezbaterea între ceea ce este rațional să facem și ceea ce simțim să facem, e o formă de dialog sau de monolog? E o formă de dialog, se numește soliloquiu, cuvântul acesta latin e foarte frumos. Soliloquiu înseamnă a sta de vorbă cu tine. O face Marc Aureliu, celebrul împărat filozof în gânduri către sine însuși. Este o carte, da? Foarte frumoasă, e o carte fundamentală pe care o poate citi orice creștin total relaxat. E o carte realmente fundamentală, această carte a împăratului Marcus Aurelius. Soliloquiu de ce e necesar? Pentru că e și o formă de onestitate. Onestitate intelectuală și morală. A sta de vorbă cu tine în sensul de a te detașa cumva de tine, de a te vedea cu obiectivitate și de a folosi spiritul critic în legătură cu tine mai mult decât în legătură cu alții. De obicei comitem această eroare, suntem maximaliști moral cu ceilalți, le pretindem foarte mult și minimaliști cu noi înșine. Ar fi cazul să fie exact invers, să fim maximaliști cu noi, să ne cerem nouă mai mult decât celorlalți. Michelangelo, într-unul din catrenele sale, are, cred, aceste versuri, cu alții blând, cu mine crud ca zbirii. Așa e bine să fim, cu noi să fim cruzi, nu cu alții. Ați stat de vorbă cu dumneavoastră atunci când ați decis să nu fiți preot, deși ați terminat facultatea, da, de teologie? Firește. Ce v-ați spus? Firește. Atunci? Am avut șansa, în perioada în care eu am făcut studiile, primele studii teologice, asta se întâmpla în secolul trecut. Am avut șansa să citesc lucruri fundamentale din zona teologică, inclusiv celebrul tratat despre preoție al marii personalități bisericești, Sfântul Ioan Gură de Aur. Această carte e fundamentală și te pune cu fața la misiunea pe care urmează să o ai dacă faci pasul spre preoție. Mi-au dat de gândit foarte multe lucruri, mi-am dat seama sau am înțeles la timp, ca să zic așa, ce înseamnă preoția, mi-am dat seama că un preot îl are pe Hristos în mână, în Sfântul Altar, la Sfânta Împărtășanie, și gradul de vrednicie pentru asta trebuie să fie unul mai ridicat decât aș putea eu să-l am. A fost o opțiune personală, cred că mă cunosc destul de bine și am înțeles că sunt și alte slujiri în biserică. Iată, am ajuns să am și eu una, chiar dacă nu sunt preot. Ați mai spus ceva ce mi-a plăcut foarte mult și se leagă foarte bine de punctul în care a ajuns discuția noastră. O să citez: tot ce se întâmplă în viața noastră are un sens pe care suntem datori să-l descifrăm. Da, cred asta. Să înțeleg că viața e o lecție practică. Viața e o lecție pe care o înțelegem, din păcate, doar pe parcurs și uneori târziu, dar ceea ce ar trebui să rămână, într-adevăr, un magistru pentru noi, este istoria, cum se spune, că este magistra vieții, este învățătoarea vieții. Să învățăm din istoria celorlalți, nu e foarte greu să observăm sau să aflăm ce ne face bine, ce ne face rău, abundă în jurul nostru sursele de informare în acest sens. Din păcate însă ne confruntăm cu toții cu ceea ce Sfântul Pavel și înaintea lui și antici au observat, deși în noi suntem conștienți de ce e bine și de ce e rău, avem această înclinație, această gravitație care ne trage cumva în jos de natură spirituală și ajungem să facem răul pe care nu-l dorim și să neglijăm binele și să nu facem binele pe care îl dorim. Asta indică cu precizie prezența conștiinței morale în fiecare dintre noi, avem o asemenea conștiință numită vocea lui Dumnezeu în noi, pe care din păcate nu o ascultăm. Ne lăsăm sedați, seduși de lucruri care, bineînțeles, sunt foarte puternic provocatoare, în sensul că ne atrag mai mult decât nespectaculosul bine pe care ar trebui să-l facem. Și atunci alunecăm. Important e însă să ne ridicăm
ecuația mântuirii, care e una complexă, presupune căderea. Asta nu înseamnă că e obligatoriu să cădem, dar e imposibil să nu cădem. Și atunci, important e să te ridici. Cum observa un scriitor despre care nu se mai vorbește, Aron Cotruș, mare poet, starea pe loc e boală, odihnile înșală. Dacă stăm așa pe noi, dacă ne resemnăm, dacă ascultăm acele sfaturi siropoase de gândire pozitivă, acceptă-te așa cum ești, mi se pare destul de nesemnificativ. Cum să te accepți așa cum ești când tu nu ești în ordine? E chiar riscant să te accepți așa cum ești. Dimpotrivă, ai un sens, ai o vocație, trebuie să faci un efort. De aceea deplâng și eu alături de dumneavoastră, știu că ați făcut și emisiuni legate de învățământ, această stare pe loc, această încremenire a sistemului de învățământ după 32 de ani, această intoxicare a lui cu materii inutile în defavoarea unor materii cu adevărat formatoare, literatură universală, filozofie, istorie națională și universală, astea ar trebui să domine pentru că prin natura lor sunt formatoare intelectual și moral. Putem învăța multe lucruri din ele, mai multe decât din circulația rutieră, de exemplu, sau decât din acea educație sexuală. Apropo, mă provoc singur că nu m-ați întrebat asta. Biserica nu are nimic împotriva educației sanitare care include noțiuni de educație sexuală. N-a fost vorba niciodată despre asta, ceea ce presupune reținere, ceea ce presupune discuții, este acea educație sexuală ideologizată, desprinsă dintr-un document al Organizației Mondiale a Sănătății, prezent pe site-urile tuturor, unde observăm că se recomandă începerea educației sexuale, inclusiv la vârste de 0, 4 ani, 4, 8 ani, 8. Mă întrebam, unde este marea filozofie a sexualității ca să poată fi asimilată de-a lungul a foarte mulți ani de studiu? Nu trebuie, cum spuneam odată, să absolvim cursuri de sexualitate ca să fim oameni normali. Deci problema este normalitatea sexualității și mi-asum lucrul acesta. Există o sexualitate normală, o sexualitate validată din rațiuni multiple, de la intimitate, societate, familie și așa mai departe, și aceste lucruri trebuie luate în considerare. Nu trebuie să intrăm cu cizmele ideologice în sufletul unor copii inocenți care nici nu se problematizează pe această temă la 4 ani. Mai târziu, când e necesar, firește, cu scopul de a-i feri pe acești tineri de posibile alunecări care să le facă chiar lor rău. Așadar, educația este salvarea cu majusculă, nu cu minusculă. Ne apropiem de finalul discuției, din păcate, și vreau să readuc în minte un moment de la începutul discuției, momentul în care v-am întrebat de ce ați ezitat să acceptați funcția pe care o aveți în acest moment și mi-ați spus în nenumărate rânduri cuvântul responsabilitate. A fost o mare responsabilitate, este o mare responsabilitate și mi-ați dovedit pe parcursul acestei ore că este o responsabilitate majoră funcția pe care o aveți, pentru că sunteți interfață, vreți, nu vreți, spre dumneavoastră vin toate nemulțumirile și dumneavoastră trebuie să transmiteți la rândul dumneavoastră toate mesajele sub o formă aleasă. Da, e o funcție de paratransmet. Cumva, cumva da. Acum, uitându-vă în spate la cei 7 ani pe care i-ați petrecut în fruntea Patriarhiei Române ca purtător de cuvânt, considerați că a fost o șansă? Da, consider că a fost o șansă, așa cum se întâmplă de obicei, nu descifrăm imediat șansa sau neșansa. Cum observă fericitul Augustin, Sfântul Augustin, fraza vieții noastre e amplă. Noi n-avem însă acces decât la 2-3 cuvinte din ea, cele din prezent. Și de aceea nu putem înțelege fraza integrală, ne plângem, ne codim, ne fofilăm, ca să zic așa. N-a fost cazul meu totuși, nu m-am fofilat, dar am avut această reținere provocată într-adevăr de povara care știam că e presupusă de asumarea acestei responsabilități. A fost o ezitare lăuntrică mai mult, nu altfel, dar era, cred, alimentată de luciditatea mea care nu mă mai lasă să dorm de 7 ani de zile. O șansă a fost și pentru mine discuția pe care am avut-o astăzi cu dumneavoastră și vă mulțumesc. Și eu.
Un singur regretam că a fost foarte scurt, am fi avut multe alte teme de dezbătut și aș fi avut multe alte lucruri interesante de aflat de la dumneavoastră. Vă mulțumesc mult, sper că nu e ultima dată când vorbim. Cu siguranță nu, promitem acum că o să existe un episod 2 pentru că avem nevoie de el. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, rămâneți pe Digi24 Merită!